Așadar, pornim la treabă. Azi suntem în 29 august 2017. Geometrie. Suntem la congruența triunghiilor. Congruența triunghiilor. Să recapitulăm. Vă citesc eu unde e aici, ca să vedem ce înțelegem sau cum facem. Hai să vedem ce... Așa trec în revistă din punctul meu de vedere. Congruența triunghiilor. Ce înseamnă că două triunghiuri sunt congruente? Când două triunghiuri sunt congruente, adică laturile lor și laturile și unghiurile sunt egale. Sunt congruente. Da. Folosim congruente pentru că eu am aici triunghiul ăsta, să zic așa, Daria, și am și triunghiul ăsta de aici. Și despre cele două triunghiuri, când zic că sunt congruente, în sensul că dacă l-aș lua pe unul și l-aș pune peste celălalt, da, dacă aș lua porțiunea din celălalt și aș pune peste celălalt. Deci cu totul, dacă l-aș lua și l-aș pune peste ăsta, da, trebuie să se coincide. Dar de ce nu spun că sunt egale? De ce evit cuvântul egal? Pentru că nu pot să am unghiuri egale? Nu. Nu. Motivul este următorul. Că în momentul în care am zis segmentul ăsta, uite, A, B, C. Triunghiul ăsta de ce? Și din faci am prins de prim ce prim. Da. Să știi că până când eram noi elevi, mama când era elevă, se folosea noțiunea de egalitate. Că egalitatea triunghiilor. Acum s-a ajuns să zic că congruența triunghiilor. Pentru că segmentul ăsta, să spunem, A prim, B prim, dislocă, dacă vrei, o anumită mulțime de puncte din plan. Până la există o mulțime de puncte, așa de văzut. Și înseamnă mulțimea punctelor de aici. Mulțimea punctelor din partea asta, altă, e altă mulțime. Adică e altă parte din plan, nu? Segmentul ăsta. Ei, nu pot să spun că mulțimea asta este aceeași mulțime asta. Pentru că mulțimea asta înseamnă niște segmente de aici, și altă înseamnă alte segmente, alte înseamnă puncte de aici, și altă înseamnă puncte din partea cealaltă. Și atunci voi vorbi de ce înseamnă că sunt congruente. Dar asta înseamnă că au aceeași lungime. Adică asta vreau spune. Sau altfel spus, lungimile lor sunt egale, da? Asta înseamnă. Și atunci s-a spus segmentul AB, când s-a vorbit segmente. Segmentul AB, uite așa, e congruent cu segmentul A'B'. Da? Apoi, AC. Da, este congruent cu AC'C'. A'C'. Și BC. Este congruent cu B'C'. B'. Ce prim? Dar am și că măsura unghiului A este congruentă cu... Deci, vezi, mai vorbim, nu spunem că măsura e congruentă. Cum? Unghiurile sunt congruente, fiindcă au aceeași măsură. Cum despre două segmente spunem că sunt congruente pentru că au aceeași lungime. La fel despre unghiul ăsta de aici, A, cu unghiul A prim, iarăși unghiul ăsta, ce înseamnă unghiul? Reuniunea două semidrepte. Unghiul acesta de aici, nu pot să spun că este egal cu unghiul de aici. Pentru că segmentele sunt din partea asta, așa, niște puncte de plan, din coace sunt alte puncte de plan. Și atunci am zis că sunt congruente unghiurile. Deci adaug aici unghiul A, e congruent cu unghiul A prim, da? B e congruent cu B prim, B congruent cu B prim, și C congruent cu C prim. Deci, despre două triunghiuri care au toate laturile congruente, două de două, unghiuri de coarte congruente, două de două, spune că, în cazul ăsta, prin definiție, despre cele două triunghiuri, că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul A'B'C'. Deci, noțiunea de triunghiuri congruente preia ce s-a vorbit înainte despre segmente congruente și unghiuri congruente. Din motivul ăsta. Dar ele se referă, moțiunea în sine este tocmai din motivul care l-am prezentat, că una e moțiunea punctelor de aici și alta e moțiunea punctelor din plan în partea celălalt. De ce nu putem vorbi de
congruență, da. Facem niște criterii de congruență. Nouă ni s-au dat, într-adevăr, niște criterii, cum ar fi, cum să ne dăm seama că un triunghi ar fi congruent cu altul. Primul ar fi fost latură-unghi-latură, da. Adică că e o latură care este egală cu de același un unghi și încă o latură și atunci practic triunghiul este... Nu orice unghi. Care unghi? Uite, ai niște figuri pe tablă. De exemplu, zicem că AC e congruentul cu A prim ce prim și BC cu B prim ce prim. Care unghi trebuie să fie ca să fie cele două? AC și CB. AC congruentul cu A prim ce prim, din celălalt. Da. Așa, puneți așa, da. Așa. Și BC cu B prim ce prim. BC cu B prim ce prim. Care unghi? Ca ele două sunt pronunțăm cu cele două sunt congruente. Unghiul din A, unghiul din B sau unghiul din C? A, unghiul din A. Uite pe figură. Acum, ideea ar fi așa, ca să înțelegi bine. Eu, ca să construiesc un triunghi, am triunghiul ăsta, vezi? Și vreau să construiesc un triunghi în partea cealaltă. Eu încep prin a face următorul lucru. Deci, ne închipuim că am triunghiul ABC și aș vrea să construiesc în partea asta un triunghi care să fie perfect egal cu celălalt. Atunci, iau uneva un punct, să zic C. C prim. Iau segmentul CB ca măsură și construiesc... Care îl măsoară, da, da, da. Vreau să înțelegi bine asta. Deci iau segmentul ăsta, iată, 4, am pus aici, 4 am pus aici. Da? C și aici am spus B. Sigur, B prim. Sigur că pot avea ca formă, mai segmentul orientat așa sau așa, nu mai are importanță. Am luat un segment congruent cu ăsta. Acum, în partea asta, sau în partea cealaltă, mă hotărăsc să iau măsura unghiului ăsta. Da? Că am pe CA pe urmă construit. Știu pe CA ca mărit. Că e congruent cu cealaltă. Dar ca să duc pe CA, nu fac, decât în baza faptului că îl iau după un anumit unghi. Deci îmi trebuie neapărat unghiul. Fie că construiesc în partea asta, segmentul CA. Da? Deci eu aveam așa, că CB, așa am discutat împreună, e congruent cu C prim B prim. Așa o părinte. Și că AC cu A prim C prim. Și că AC congruent cu A prim C prim. A prim C prim. Ca să-mi iasă treaba deșteaptă, îmi trebuie neapărat să am unghiul ăsta. Că așa o pot construi și așa, și mai mult, și mai puțin. Nu, nu-i corect. Ca să fie reușită, să fie triunghiul ăsta exact congruent cu triunghiul ăsta, îmi trebuie și neapărat unghiul acum. Deci neapărat unghiul. Și de aceea măsură unghiul de acolo. Nu? Știm bine cum se măsoară unghiul. Am găsit... Da. Unde este așa? Am măsurat unghiul respectiv. Unghiul dintre cele două laturi, mamă. Asta e. Deci unghiul dintre cele două laturi îmi trebuie acum ca să fixez latura a doua. Care știm că sunt congruente. Nu orice unghi am triunghiul. Deci sunt obligat să văd unghiul ăsta. Neapărat. Dacă m-am decis să-l construiesc, în partea asta, da? Și dacă vreau să fie congruent cu cel de-al cu ABC? Numai eu urmăresc să construiesc un triunghi identic cu ăsta. Exact. Congruent, poate. Perfect. Dacă aș lua și aș pune deasupra, să supracur. Exact. Și de aceea am nevoie de acest triunghi. Dacă aveți măsura așa ce-ul, că unghiul a eu deocamdă duc pe asta. O duceți pe asta. Așa. Bun. Și dată, după ce am dus-o, iau și măsura acestea, vezi, Daria. Măsura... AC-ul. Măsura lui AC. Și iată cum anume, pentru reușită, îmi trebuie C de la Daria. Segmentele am și îmi trebuie unghiul dintre ele. Nu altul. Deci nu altul. De aceea, primul caz de congruență, cazul întâi, este latură, unghi, latură. Deci unghiul dintre ele. Dintre cele două laturi cunoscute. Practic câte laturi și câte unghiuri? Câte laturi și câte unghiuri are un triunghi? În total. Șase elemente sunt. Trei laturi și trei unghiuri. Sunt șase elemente. Trei din ele sunt suficiente pentru a construi triunghiul. Foarte tare, că asta trebuie să înțelegi tu. Ca să construiești un triunghi congruent cu altul dat,
Din cele 6, 3 din ele. Un prim caz, două laturi și unghiul dintre ele. Da. Cazul al doilea. Ar fi unghi latură, unghi. Adică o latură. Uite, latura o pusă la mișto, domn profesor. Latură și unghiurile din la capetele laturii. Adică care, ia zici tu pe figură. Concret, aici. Deci ăsta a fost construit așa. După ce caz? Hai să vedem după ce caz a fost construit asta. După cazul latură, unghi, latură. Când am spus că se dau așa și obligatoriu aici trebuia să dau, ce unghi? Măsura unghiului zi, dar ce? La primul măsura caz. Măsura unghiului ce? Sau unghiul ce egal cu unghiul ce prim? Unghiul ce congruent. Congruent cu unghiul ce prim. Deci neapărat așa și numai așa discutăm. Ca să am reușit în construcție. Ei, cazul întâi a fost asta. Cazul 2. Să am o singură latură. Hai să zicem BC. BC. Deci cazul întâi a fost ăsta. Cazul 2. Deci este vorba de BC, care e congruent cu B' C'. Congruent cu B'. Atâta știm. Latura asta. C'. Da. Saudi, nu ați dat drum acolo. N-am mai dat. Ah, bine. Doar în registrare, domnul. Da. Deci BC congruent cu B' C'. Și ca să reușesc construcția celor de două etrii, îmi trebuie acum numai două laturi. Am o singură latură. De prim ce prim. Și neapărat unghiul de aici. Adică la câte grade se duc așa și la câte grade se duc și în partea cealaltă. Nu? Și iată cum în clipa asta dacă respectam unghiul cu adevărat, reușeam să construiesc triunghiul respectiv. Deci, adică are unghiul din ce prim, are unghiul din de prim. Deci ce am avut unghiul de aici, unghiul ce cu ce prim, da? Deci la cazul 2 ce am acum? Lângă de ce cât de prim ce prim, adaug și ce? Unghiul ce congruent cu unghiul ce prim. Ce prim. Și unghiul de congruent cu ce prim. Neapărat este de la capete. Neapărat că n-am făcut nimic altfel. Nu pot să construiesc. Deci urmese jocul, da? Și B congruent cu unghiul B prim. Bun. Ăsta e cazul 2. Da. Dacă îți dădeau latura AB, ce unghiuri trebuia lua AB? Păi eu puneam... Ce unghiuri trebuia lua AB, laturi AB? A și unghiul B. Corect. Dar dacă s-ar fi dat AC? Unghiul A și unghiul C. Deci vezi, de la capete. Că numai așa ai văzut. Se poate construi triunghiul. La cazul unghi, latură, unghi. Da? La cazul 3 ar fi fost latură. Deci dacă știu toate laturile. Da? Deci în condițiile acelea, cu cum construim triunghiul când cunoaștem toate laturile? Păi, deci, practic... AB congruent cu A' B'. Sunt mai multe. Sunt două moduri în care poți face un triunghi după cum se da. Dacă știi toate laturile, cum faci? Păi, de exemplu, pui baza care ți se dă... Una de latură, o pui cu una de latură. Pui, de exemplu, baza care ți se dă... Zicem, și... BC, toate ți se dau. Da. Pui una din ele, da, jos. Apoi e compas. E compas. De exemplu, dacă mie mi se dă 3 cm, ar trebui să fie AC, iau 3 cm și mă duc de la B, din vârful de la B și fac un semicerc. Și apoi, de exemplu, dacă celălalt e 4 cm sau 6, măsor din nou și apoi mai fac încă unul și unde se unesc ele, doar nu știu, se unesc acolo, acolo trebuie să unesc. Concret, vreau să construiesc triunghiul ăsta, știindu-i latura. Deci o face de PCB, zici ea. Da, BC, uite. Da, BC. A făcut BC. Da. Și acum ce facem? B. Luăm un compas pe... C. Zic. Și acum o iau pe CA. Pe AC. Da. AC. Da. Și o să mă duc de la B. O să nu, așa. Așa, cel așa. Și o să fac un cerc. Un arc de cerc. Da. Asta, da? Mă duc și în partea asta. Mă duc în partea cealaltă și îl fac. Mă duc de la C de data asta. Și o să fac un tot așa un... La momentul acolo, acolo trebuie eu să unesc. Da, să iasă. Da? Și aici este au, B prim, A prim, C prim. Și dar există o regulă cum? La asta. Pentru că, de exemplu, dacă măsurile la două din acele, de exemplu,
Avem AB-ul este 3 cm, BC-ul 7 și AC-ul. Suma oricăror două trebuie să fie mai mare decât cea care a rămas. Noi ne-am întâlnit cu un caz în care nu. Totdeauna, suma două laturi e mai mare decât treia. Numai atunci poți să construiești. Triunghiul acesta este adevărat, triunghiul acesta nu se poate să construiești. Deci, cu alte cuvinte, eu am triunghiul ăsta și vreau să construiesc un alt triunghi în partea asta. Mă pot reuși dacă mă plasez într-una din situațiile la construcții. Să am câte o latură, nu câte o latură, două latură, am zis prima. Două latură și unghiul dintre ele, cazul dintre ele. Uite la domn profesor, așa. La tablă. Apoi a fost cazul 2, când am avut câte o latură și două unghiuri de la bază. Și am avut cazul 3, latură. În toate laturile ne-am folosit. Și nouă ni s-a mai dat și o excepție, cazul 4, unghi, latură. Nu, latură, unghi. Latură, unghi. Cum putem face învățința asta? Adică ni se dau cele două unghiuri și le... Adică nu, am înțeles. Îți dă punctul ăsta. Deci unghiuri, latură, unghi. Da. Și am latura dintre ele două, cum ar fi. Da. Care, cum construim în condițiile astea? Cum construim unghiul, zici domn profesor, că asta e problema, dacă știm asta. Deci, iau cele două unghiuri, dar și fac baza. Deci facem întâi BC-ul. Da, fac BC-ul. Fac unghiul ăsta de aici. Puteți mai faceți un desen? Da. Uite, facem aici BC-ul. Da. Și măsor unghiul ACB și îl fac BC. Da, deci Daria a făcut așa. Da. Așa, și iar te-am pus aici. Da. Bun. Apoi merg în... Știu unghiul ăsta din B, să zicem. Da, știu. Din B, acum am fost acolo, aici și C prim. Și B prim cu asta se mai întâmplă. Și dacă știu eu din ce o să duc unghiul. Nu știu cât să opresc. Nu. Ne știu. Dar unghiul știu. Dar unghiul a știut, ca măsură. Da. Și acum mai știu un unghi, ăla de acolo. Dar nu știu să opresc aici. Asta, nu știu să unde să opresc asta. Cum fac? Și nu știu cum se construiesc pe cealaltă. Păi, deci așa, deci ce este latura care noi am pus? Da, da, unghiul ăla. Mâini și pămâni, zis. Da. Așa, da. Mâini și pămâni. Și cum fac aici ca să mă opresc? Păi, e unghiul de sus. Ăla de sus, dar... Ăsta, păi eu pot construi, îmi pot construi aici, îmi pot construi mai sus, duc în paralel mai jos. Construiesc până când să se ducă exact aici. E foarte greu să spun că nimeresc cu o dreaptă așa. E foarte dificil. Nu cred că v-ați spus, nu? Da, v-ați spus. V-ați spus? Cum s-a construit? Păi doar am construit în plasă. Și cum văd? Nu știu, uite. Uite, se ascund din codiță că suma unghiurilor lui Intrui fac 180 grade. Uite, domnul profesor. Da. Deci se ascund din codiță că suma unghiurilor lui Intrui este 180 grade. Și dacă știi pe ăsta și pe ăsta, îl știi și pe ăsta, de fapt. Da, dar tu nu știi ca măsură. Dar știi ca măsură. Dar știi ca măsură, îți dă ca măsură. De aia îi spunem, să cunosc unghiurile. Păi dacă știi ca măsură, corupă. Păi asta se reduce la. Deci exact. Este subînțeles. Se reduce la cazul 2, de fapt. Că știi pe unghiul al treilea. De ce este o excepție? Pentru că el este subînțeles între unghiul celălalt. Deci, practic, asta trebuie să zic. Suma unghiurilor. Și, de fapt, știu pe ăsta. Știindu-l pe ăsta, tu știu și pe ăla. Cu asta, problema este cazurile, da. Hai să încercăm să facem câteva probleme. Acum facem probleme, că asta are tema. Da. Problema 3, de la pagina 203, bălăucă. 203? 3, bălăucă. Da. S-a zis dacă triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MNP.
Asta noi să stabilim. Da. Dacă triunghiul ABC e congruent, știm că. În ipoteză avem. În ipoteză avem. AB egal cu NP. AB egală. Cu NP. Cu NP. Așa scris pentru egal. Așa, exact. Da. Și măsura unghiului A egală cu 35 de grade. Măsura lui A egal cu 35 de grade. Măsura unghiului B egal cu 47 de grade. B egal cu 47 de grade. Și măsura unghiului N, 35 de grade. Măsura lui N egal cu 35 de grade. Și măsura unghiului P, 47 de grade. P egal cu 47 de grade. Să stabilim dacă triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MNP. Da. Păi, practic, triunghiul ABC este congruent cu MNP. De ce? Pentru că AB... Da, a scris acolo AB. AB egal cu MNP. Păi, în primul rând, știm că avem AB egal cu MNP, adică știm o latură. Deci AB, hai să spunem, AB aici, asta este AB, și din face îl pun pe NP. De aceeași ordine, nu? Că sunt egale. Da. AB cât NP. Apoi. Deci știm baza, practic, și apoi știm că unghiul A este 35 de grade. Hotărâm să construim în partea asta, da, de sus. Pe asta, și da. Pe asta poate fi și din partea de jos, nu are importanță. Deci unghiul A de 35 de grade îl luăm. Hai să iau așa, 35 de grade, 35 de grade, și tot în aceeași parte, că nu are importanță, da? 35 de grade. 35 de grade. Da. Unde de 47 la aveți? B de 47. B de 47 grade. Și aici de 47 de grade. Ele s-au întâlnit în punctul acesta. A, să notăm aici a, B, C. Așa, da? C și M. Și acolo, aici M. Suntem în ce caz de congruență? După felul în care am construit, după ce, după modul în care am construit, ce pot să spun, Italia? În ce caz ne-am plasat? Ne-am plasat în cazul un latură unghi. Asta e. Și deci conform cazului 2 de congruență sau cum îl... Da. Așa. Deci... Un latură unghi... Aici stabilim noi, rezultă. După ce, nu mai scriu încă o dată. Nu mai scriem, da. Rezultă conform cazului, așa se scrie. Unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi, ul. Triunghiul bat în discuție ABC este congruent cu triunghiul A prim, nu A prim, M, M, P, da? Da. M, M, P. Deci iată că ai spus foarte clar, triunghiile sunt congruente. Mai departe. Ai făcut? Da. Uite cum trebuie să scrii. Deci, rezultă conform cu tipii, săgeata aia pui cazul unghi, latorul unghi, adică conform criteriului unghi, latorul unghi, rezultă că triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MNP. Asta pentru că eu am fructificat ipoteza și au fost condițiile toate, dar altfel, dacă mai este ceva de elaborat, îmi luați să așa trebuie să te obișnuiești să pui, da? Da. Nu conform, nu scrii. Uite cum scrii de un profesor, urmărește. Deci, da? Rezultă și să scrie cazul cu L. Face mai greuț un pic? Ia, te rog. Da, ia. Deci, da, da. Ăstea sunt ușoare, da. Da, cât mai e? Mai e, mama, ăstea două sunt ușurele, le lăsăm, da? Lăsăm cât să las. Nu știu. Hai să facem și le facem la rând, că le facem? Creează o stare de... Păi, dar nu știi cât să le zic de temă. Hai, la rând, hai, ce? Nu, da. AB egal cu MN. Deci... AB egal cu MN. A, ce? B. Egal cu mână. AC egal cu 7 cm. BC egal cu 5. BC egal cu 5 cm. NP egal cu 0,7 decimetri. NP egal cu 0,7 decimetri. Și MP egal cu 50 mm. MP egal cu 50 mm.
O să transformăm motorul în 7 cm. Adică aici sunt și egal 7 cm. Da. Și aici egal cu... Acolo este egal cu 5 cm. 5 cm. Și aici... Ce caz de congruență crezi că avem? Putem să construim. Uite-te. Sus. AB egal cu mână. O latură avem. Deci o latură aici. AC egal cu cine? AC egal cu 7. Cu NP. Și asta înseamnă că și... AC și NP, uite, tot 7, vezi? Da. Uite-te. AC și NP tot 7. Altă latură cum ar veni egală. Și pe aceea ce mai avem? Avem MP cu BC. Deci, hai să le traducem. AB egal cu mână dată, nu? Apoi, am constatat noi după transformări că AC egală cu NP. Și că BC, BC egală cu MP. Conform cazului. Care? Latură, latură, latură. Latură, latură, latură. Triunghiul de luat în discuție ABC, decide ABC, congruent cu triunghiul MNP. Deci sunt suficiente numai 3 elemente să știm. Din cele 6 tot de la 6. Dar nu poate să lipsească vreodată, nu pe toate 3 triunghiuri, nu pe unghiuri, ci neapărat să intre o latură cu două unghiuri. Două laturi și unghiuri sau toate laturi. Latura nu are cum să lipsească din cazul de congruență. Câte puncte? Mai avem unul aici. Ce facem? D. AB egal cu NP. E ușor de făcut. AB egal cu NP. Da. Măsura unghiului B egală cu măsura unghiului P. B egal cu măsura unghiului P. Și măsura unghiului C egală cu măsura unghiului N. C egal cu măsura unghiului N. N. Ia să vedem. Și caz de congruență avem aici. Deci avem AB și cu NP. DU ia să facem o figură aici. Ia să facem o figură, da? Deci avem AB. AB. Și din coace este NP, da? Da. Astea știm că sunt egale. O latură o avem. NP. Aveți unghiul din B. Unghiul din B. Egal cu unghiul din P. Deci, la da, unghiul din B și unghiul din deci, P. Deci unghiul ăla l-avem, să punem ăsta cu ăsta, da? Latura o avem, unghiul ăla l-avem. Și avem unghiul din C acum, cel de sus. Așa. Da, egal cu unghiul de... Cu unghiul care? Cu unghiul... N. Cu N. N-ar trebui cu N. N-ar trebui cu N. N-ar trebui cu N. Profesor, dar s-ar putea să... Să-l fi notat prost. Pentru că poate că el trebuie să fie nus, jos, nu sus. Ave cu NP. Pune... Deci ave cu NP. Dacă avea cu ANP, da. Este o greșeală aici. Unghiul C, unghiul M. Da. Aici și... poate fi. Da, M acolo. Așa, cu M. O greșeală. Da. Bun. Deci pe C cu M. Și unghiul din sus congruent. Există un caz? Da, există cazul care? Acolo, excepția. Latură. Latură, latură unghi. Așa, deci conform cazului acesta, latură unghi, conform latură unghi, excepția aceea, da. Care ascunde suma unghiilor, triunghiul luat din discuție ABC, e congruent cu triunghiul A'B'C'. Nu? Că chestia care am mai spus-o și data trecută, fiind cu unghiurile toate la un loc fac 180 de grade, dacă tu știi pe ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta va fi automat, cât ăsta de aici. Și atunci construcția este... Cadre excepții, nu o facem și pe următoare, nu lăsa liber, o facem. Sunt interesant, fiecare are câte ceva acolo. Ne plasează în facem punct. Repede, vezi că odată ce ne convingem că știi... Deci am plecat la construcția. Cum construiești un triunghi congruent cu cealaltă? Ce șanse am? Neapărat îți trebuie câte o lacură, la care adăugăm fie două unghiuri, fie un unghi, dar cu două laturi, da? Fie nu toate laturi. Dar pur și zic repede ca de concurență dacă te-ai prins, știi? Ca noi să ne dăm seama repede, dacă ai înțeles. Da. Problema 4, de la pagina 203. Da, 203. Dacă triunghiul ABC știm că este congruent cu triunghiul MNP, deci în ipoteză, da? Știm că triunghiul ABC este congruent. E congruent cu triunghiul MNP.
Asta înseamnă că toate elementele sunt congruente de două de două. Deci în mintea mea, când s-a spus că triunghiile sunt congruente, Dania, înseamnă că... Că ele... Dacă trebuie zis autorul că sunt congruente, înseamnă că laturile sunt egale. Toate elementele, două câte două, de la un element la una și unul la celălalt. Deci cele două triunghi au toate cele șase elemente, adică toate laturile și unghiurile congruente două câte două. Da. Bun. Deci știm asta, că cele două sunt congruente. Să aflăm BC, MN... Deci, după ce am spus așa, da? BC egal cu cine? Da. MN egal cu cine? MN egal cu cine? MP egal cu cine? MP egal cu cine? Să aflăm și măsura unghiului A. Măsura unghiului A egal cu cine? Măsura unghiului A, știind că... Și eu aici, în ipoteză, mai trebuie să adaug. Da. Da. Că da, să mai adăugăm așa, că AB egal cu 2 cm. AB egal cu 2 cm. AC egal cu 3 cm. MP egal cu 4 cm. MP egal cu 4 cm. Și măsura unghiului M 30 de grade. Măsura unghiului M 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Să facem o figură, domnul profesor. Da. Deci am că triunghiul, uite așa, Darea, triunghiul ABC. Bine, tu trebuie să măsori AB-ul de 2. Da, ABC. Dar putem, acum nu stăm să facem chestia, dar punem cât are pe ea, ca și cum are, 2 cm, 2 decimetri, care are importanță. Da. Nu-l lăsăm așa. Și, și respectivă mână pe, mă uit la el să-l fac. Fă două triunghiuri la fel, la fel, dar. Așa. Și acum mână pe, deci ABC, mână pe. Nu așa, trebuie asta, se face repede, nu așa, nu așa se face. Nu știu, simplu, iei un creion și construi... Te uiți cu ochiul la cealaltă să fie cât de cât. Așa. Ca să nu pierdem mult timp, asta, încercăm să... Dacă mai sus. Așa. Ce? Și M, M, P. Ia să vedem, ce știm? Eu știu așa că triunghiile sunt congruente. Dacă sunt congruente, ce mesaj ne-am spus autorul? Deci, AB de cât e în ea. Da. BC cu... Asta. Și A treia cu A treia. Asta, ăsta e mesajul. De asemenea, unghiul C cu unghiul P, unghiul A cu unghiul M și unghiul B cu așa ceva. De unde? Eu am mers pe corespondența A, B, C, M, N, P. Litere sunt în ordine asta. Atunci A, B cu M, N, corect. A, C cu M, P și B, C cu N, P. Da. Din treaba asta. Și zic A cu M, B cu N, C cu P. Dar așa mi-a spus autorul din da. Zi, din lângă ABC și așa. Așa am făcut și noi. Bun. Acum știm că AB e 2, înseamnă că cine mai e 2? Înseamnă că mână și mână, că și ea e tot la fel. Deci AB e de 2, atunci rezultă că și mână. Mână e tot de 2. AC dacă e de 3, știm că e congruentă. Și MP e tot de 3. Așa. Și MP, MP e de 4, înseamnă că și BC e tot de 4. Da? 4 și asta este de 4. Și mai știm ceva. Știm măsura unghiului M, domn profesor, de 30 de grade. Așa. Cum este a măsură? Dar unghiul M cu cine e congruent? Cu unghiul A. Cu unghiul A. 30 de grade. Neapărat. Nu m-am dus la M cu C. Vezi? Da. Din cauza literelor care au fost așezate acolo. Corect. Și de aceea, M e cât unghiul A, 30 de grade. Bun. Cum redactăm? Cu ce redactăm? Și noi trebuie să aflăm pe BC. Oh! Păi BC e congruentă cu cine? BC trebuie să o aflăm. Cu cine e congruentă? Din celălalt unghi. Cu NP. Așa. Și acum, cum de dată? Deci, triunghiul ABC congruent cu triunghiul M, M.